în scopul sporirii eficienței activității de profilaxie a încălcărilor regulamentului circulației rutiere, reducerea gravității și consecințele acestora, angajații Direcției Patrulare Nord vor atrage o atenție sporită cazurilor de neacordare de prioritate legală pietonilor sau cicliștilor, intensificând controlele de specialitate în deosebi pe segmentele unde au fost comise cele mai multe accidente rutiere. Fiecare pieton, ca să fie în siguranță în trafic, trebuie să respecte câteva reguli simple. Să traverseze strada doar la trecerile de pietoni, să respecte întotdeauna culoarea semaforului, să se asigure că șoferul l-a văzut și are timp să oprească. Знаете, как береженого полтора. Правила, во-первых, надо соблюдать. Am spus că astăzi pe data de 28 au fost legislatorii în citația în care ar trebui să aibă drumul nereglementat, în locul de interzis, încălcând punctul de regulament și cu asortierul 145 alineatul 1, o amendă de 300 de lei, care cetățeanul are drept să o achite în jumătate, în decurs de 3 zile lucrătoare, din momentul aplicării. Соблюдаю дисциплину и желаю всем так же. Возраст такой, что нарушать не стоит, потому что чревато последствиями. Вот можно было бы его перевести вот сюда, потому что тут остановка. И это было бы самое логичное, чтобы было возле остановки, как обычно, а не так, чтобы было метров 50 от перехода. Потому что тут двор, тут есть училища всякие оттуда. Тут постоянно такое. Переходит дорога вот тут не положено. И это сколько раз был поднимался этот вопрос, чтобы сделали тут дорожный переход, а его так и не делают. Viața în pericol. De ce traversați? Nu e bună mașină. Uite care grează. Să trece și o întâlniță. Ce e asta? Грязи. Хорошо, primărie, суд primărie писать, что делать? А что суд? А что делать? Почему я должен по грязи ходить? Или там мне перейти надо было, тоже там нету. Неправильно, это ваша личность, личная безопасность. Предупрежден, значит вооружен, как говорится.